încercăm să fim foarte rapizi și eficienți. Vrem doar să vă aducem la cunoștință faptul că am lansat un program pentru Sfântul Gheorghe, un program care are mai multe subdiviziuni, să-i spunem așa. Totul este în jurul cifrei 7, el se numește 7+, și sunt 7 motive pe 4 subiecte diferite. Cum credem noi că Sfântul Gheorghe ar putea să arate mai bine, să oamenii să o ducă mai bine în acest oraș, din punct de vedere economic și administrativ, din punct de vedere al urbanismului și mediu, educația și tineretul, cultura și sportul. Este foarte important mesajul pe care vreau să-l transmit. Este că aș spera ca fiecare dintre contracandidații la postul de consilier local, pentru că până la urmă vorbim de programele partidelor pentru Sfântul Gheorghe, mi-aș dori să facă public, să-și facă public programul. Și din punctul meu de vedere aș participa la orice fel de dezbatere cu oricare dintre contracandidați, chiar dacă este doar unul, chiar dacă sunt mai mulți, în orice spațiu. Singurul lucru pe care mi l-aș dori este să fie dezbatere civilizată, în principal moderată de oameni din media locală, așa că vă invit pe oricare dintre voi să faceți acest lucru. Cu mare, mare plăcere voi răspunde oricărei invitații sau voi propune chiar eu o asemenea întâlnire. Bineînțeles, în momentul în care programele celorlalți sunt publice, pentru că mi se pare rezonabil că atunci când vezi un program pe piață, să știi cumva și ce propun contracandidații tăi. Să vorbim un pic atunci despre cele 4 subdiviziuni ale programului Sfântul Gheorghe 7+. În primul rând, vorbim despre o viziune nouă despre economie și administrație. Vrem să stabilizăm un pol de dezvoltare în Sfântul Gheorghe și să susținem cu precădere producătorii locali. Ne dorim un buget multianual și consensual la care toate forțele politice să-și pună cumva amprenta și să își dea acordul în așa fel încât, știu, nu sunt absurd, în România nu există buget multianual, aș putea fi foarte ușor contrat pe această temă, nu este legal să ai un buget multianual, dar am putea totuși să avem un acord cadru de principiu între toate partidele care sunt prioritățile acestui oraș pentru următorii 7 sau 15 ani de genul. Vorbesc de subvenții stimulative și reduceri substanțiale de taxe. Și asta o putem face, pentru că așa cum taxele au putut fi crescute la un anumit moment, cred că este momentul ca Sfântul Gheorghe să revină cu picioarele pe pământ, să scadă din nou taxele și să ajungă acolo unde ar trebui să fie un oraș în care investitorii să-și dorească să vină cu mare plăcere. Putem da aceste facilități pentru mici întreprinzători. Putem, cred, să punem în practică o idee despre care vorbesc de ceva ani. Vorbesc de emiterea de obligațiuni municipale. Este o modalitate prin care orice municipiu își poate, sau orice localitate până la urmă, își poate face rost de bani foarte, foarte ieftin, pentru că s-ar împrumuta de la oameni, să spunem așa. Emiterea aceasta de obligațiuni nu cred că va avea doar scopul, sau va avea un scop dublu, și să atragem fonduri, dar și să creăm o stare de emulație în rândul populației, să înțeleagă că, practic, cu cât reușim să acordăm încredere unei echipe, cu atât și acea echipă poate duce lucrurile mai departe. Bineînțeles, vorbesc de un audit privat la cheltuielile bugetare, pentru că avem nevoie de transparență în folosirea banului public, și mai vorbesc de două lucruri pentru care nu încetez să le tot repet, cred că de aproape 10 ani. Vorbesc de un loc în care părerea tinerilor se conteze, un comitet consultativ al tinerilor, în așa fel încât niciun fel de decizie a Consiliului Local, sigur, vorbesc de deciziile importante, de deciziile pe termen lung, să nu treacă fără acest acord al tinerilor, pentru că până la urmă noi lucrăm pentru un oraș care le va rămâne lor. Îmi place foarte mult ideea pe care Maestatea sa Regele Mihai a spus-o în Parlamentul României acum câțiva ani și nu contenesc să o tot duc mai departe, pentru că eu cred că este o idee cheie pentru România de astăzi. România nu este țara pe care am primit-o moștenire de la înaintașii noștri, ci este un loc pe care l-am luat cu împrumut de la cei care urmează după noi. Dacă vorbim puțin de viziunea pentru urbanism și mediu, le-aș sintetiza doar în 3 direcții, ca să nu vi le spun chiar pe toate 7. Vorbim despre o idee
a unor oameni vizionari care se numește Oraș Vizibil din Cer și pentru care, într-adevăr, este un proiect, hai să spunem, de viziune, de pe termen mai lung, dar care ar spune ca Sfântul Gheorghe poate să imprime o suită de motive tradiționale pe acoperișurile caselor și blocurilor din Sfântul Gheorghe. Sigur, în urma unui proiect european, nimeni nu ar afecta banii comunității pentru asta, dar cred că ar putea fi una dintre ideile pe care am îmbrățișat-o din primul moment cu mare, mare plăcere. Vorbim de montarea unor semafoare, mai multor semafoare pentru pietoni, vorbim de circuite turistice culturale, vorbim de oraș verde pe principiul poluatorul plătește, în așa fel încât să existe facilități fiscale pentru cei care folosesc energie regenerabilă. Evident, mă gândesc foarte mult la consumatorii industriali în acest caz, și vorbim de o idee de oraș autonom energetic, lucru care este destul de aproape de realizare, cred eu, prin darea în funcțiune a parcului solar, cu energie solară, dar putem să avem și un fond suplimentar de stimulare a celor care folosesc energia verde. În ceea ce privește viziunea pentru educație și tineret, cred că vă dați seama că este capitolul meu favorit, este zona în care lucrez de aproape 15 ani, condus după principiul că dacă nu investești în oameni, nu are niciun sens să faci altceva. Cred că în momentul în care reușești să creezi o școală adaptată la nevoile pieții sau măcar te străduiești să faci lucruri de genul ăsta, când pui mai multe ONG-uri în mișcare, când le oferi tinerilor modalități de a face voluntariat și de a se implica în comunitate, în momentul în care aduci niște burse pentru ei, fie că ele sunt de stat, fie că ele sunt private, sau încerci să aduci burse pentru profesori, cred că momentul acela este momentul în care câștigăm cu toții. Mi-aș propune mult un card pentru tineri ai Love St. George, prin care aceștia să poată să aibă acces, cam cum spunea și Mirela, ceea ce evident ne-am consultat înainte, pentru că ideea este comună, ca ei să intre gratuit sau cu mare reduceri la toate instituțiile de cultură sau sportive din acest oraș. Nu în ultimul rând, îmi place să cred că viziunea pentru cultură și sport a echipei liberale este o viziune adaptată mileniului în care trăim, secolului 21, un secol în care am intrat cumva pe repede înainte, dar cred că ar trebui să ne identificăm cu toții pe această stare de spirit care înseamnă multiculturalitatea din acest oraș, dar și capacitatea de a duce comunitatea alături prin evenimentele sportive de amploare pe care le avem. În mod concret, îmi doresc să simplificăm depunerea de proiecte și evaluarea, să fie mult mai rapidă. Lucrez de 8 ani în acea comisie tineret și sport și vă spun că lucrurile nu merg bine în acest moment. Cred că o depunere online a tuturor proiectelor și o evaluare foarte rapidă și extrem de transparentă cu oameni din întreaga comunitate ar aduce rezultate mult, mult mai bune. Sigur, trebuie să punem accent pe cultura fiecăruia dintre noi, trebuie să finanțăm programele culturale, dar trebuie în același timp să acordăm o atenție sporită și să majorăm modalitățile în care putem să ne intersectăm, putem să finanțăm fenomene sau evenimente multiculturale, atât ca pe partea de creație, dar și pe partea de spectatori implicați. M-ați mai auzit vorbind, Sfântul Gheorghe a făcut pași în acest sens, dar cred că mai are mulți de făcut în amenajarea unor piste, parcări pentru biciclete, dar și pentru persoanele cu nevoi speciale. Trotuarele au mari probleme în ceea ce înseamnă deplasarea doamnelor cu cărucior sau a persoanelor, cum spuneam, cu probleme speciale în cărucior. Nu în ultimul rând, este punctul 7 din programul acesta, promovarea pe orice căi, lucru pe care l-am făcut întotdeauna, promovarea pe orice căi a voluntariatului, a educației continue, a modalității ca fiecare om din acest oraș să facă ceva pentru Sfântul Gheorghe, indiferent dacă mai stă aici sau dacă s-a mutat în Budapesta, Londra, București, Cluj sau în orice alt oraș din țară sau din lume.